În etapa a 8-a din play-off-ul Ligii a 4-a Mehedinți, Viitorul Severin a suferit prima înfrângere a sezonului și lupta pentru cucerirea titlului județean s-a relansat. Învinsă cu 3-1 în deplasarea de la Recolta Dânceu, echipa antrenată de Dorian Vasilică mai are doar 2 puncte avans în fruntea clasamentului după ce contracandidata CS Drobeta 2024 a câștigat cu scorul de 6-3 partida de la Pandurii Cerneți. Gazdele au condus cu 2-1 la pauză, dar formația pregătită de Sorin Lică a întors rezultatul în repriza secundă și continuă să speră la primul loc. În cel de-al treilea meci al antepenultime etape, Asestre Haia s-a impus cu 3-2 în deplasarea de la Victoria Vânjumare și cele două echipe au făcut rocada în clasament. Următoarea etapă se va disputa la sfârșitul săptămânii după următorul program. Recolta Dânceu CS Drobeta 2024, Victoria Vânjumare Pandurii Cerneți și Asestre Haia Viitorul Severin.